mă bucur tare, tare mult să fiu aici, vă mulțumesc pentru primirea asta cardă. Vreau să vorbesc astăzi cu voi despre noroc. Titlul acestui TED Talk se numește Am avut noroc. Și poate la prima vedere pare un pic inconsistent cu titlul acestui TEDx, cu tema acestui TEDx Youth Event, care se numește Consistency is Key. Consistența și norocul de multe ori nu sunt puse în aceeași propoziție. Eu până la vârsta mea de 22 de ani am avut parte de ceea ce foarte mulți oameni identifică ca fiind succes. Am peste 6,8 milioane de urmăritori cumulat pe mai multe platforme, am coprodus trei firme am avut o activitate pe care am început-o acum 10 ani, destul de prolifică și foarte mulți oameni consideră că ceea ce eu am experimentat în anii ăștia se numește succes. Acum, oamenii care au succes sunt adesea întrebați, domnule, cum ai avut succes? Care este cheia succesului? Ce ne poți spune despre, despre cum să avem și noi la rândul nostru succes? Și în general, în răspunsurile lor, majoritatea identifică câteva trăsături și câteva lucruri. Consecvență, consistență, muncă, perseverență. În general se merge foarte mult pe ideea asta de muncești, muncești, în ce lucruri noi încerci să te îmbunătățești și prin muncă ajungi să ai succes. Ceea ce este și adevărat de altfel. Foarte puțini sunt cei care identifică și norocul drept un factor care i-a ajutat să aibă succes. Și asta fiindcă, în primul rând, e descurajant, nu e așa? Când spui, domnule, cum ai avut succes? Păi am avut noroc. E descurajant, în primul rând, pentru cei care ascultă, îi zic, băi, ok, Poate eu nu o să am noroc. E totul așa random, e game of chance și cumva te discredite și pe tine, că spui, bă, înseamnă că n-a fost ceva pe meritul meu, n-a fost ceva asupra căruia eu să am control. Mi s-a întâmplat, pur și simplu. Însă, norocul de multe ori e foarte important în viață și să fii la locul potrivit, la momentul potrivit, în locul potrivit, E un lucru pe care mulți oameni care au succes l-au experimentat. Eu astăzi vreau să vorbim deschis despre noroc, fiindcă se pare că e cumva un subiect tabu, nu e adesea identificat. Și vreau să vă spun că există mai multe tipuri de noroc. Și vreau să vă învăț cumva cum să aveți o perspectivă analitică, matematică, deterministică în ceea ce privește norocul. Și o să încep discuția asta deschisă prin a vă spune că eu în viață am avut foarte mult noroc. Am avut norocul să, să fiu pasionat de media, de televiziune, de toate lucrurile astea, de o vârstă foarte fragedă. Am avut inspirația, având acest noroc, să-i implor pe ei mei să-mi cumpere o cameră video, o cameră de filmat, un camcorder din acela, încă de când aveam șapte 8 ani. Și astfel am început de fiecare dată când mergeam în vacanțe cu ei să filmez totul, să documentez totul. Pe atunci nu știam de platforma YouTube, nu știam de lucrurile astea, nu se dezvoltaseră. De-abia în state începea YouTube-ul să fie a big thing, să fie ceva din care Anumiți oameni ar putea să spere că pot face o carieră. Și ăsta a fost primul meu noroc în viață, pentru că atunci când am descoperit YouTube, de la profesoara mea de engleză, cum, cum bine au amintit, aveam deja cumva niște skillset-uri, niște skill-uri de bază pentru a face treaba asta. Și mi-am dat seama că asta vreau să fac. Norocul ăsta de a-ți identifica o pasiune de la o vârstă foarte fragedă și de a uh, porni pe acest drum de la o vârstă foarte fragedă când totul era la început. De multe ori, pe parcursul acestui drum pe care am pornit atunci, am fost întrebat și eu care este cheia succesului, cum ai avut succes. Și de fiecare dată și eu am răspuns la fel. Domnule, perseverență, muncă, consistență. Nu prea aminteam norocul. Însă, la un moment dat mi s-a schimbat perspectiva când am auzit într-un podcast pe un tip foarte, foarte deștept numit Navar Ravicant. Știu că sunt răit și e probabil greu de reținut numele pe care tocmai l-am spus care a venit cu o întreagă perspectivă complet diferită asupra norocului. Și atunci mi-am dat seama că există mai multe tipuri de noroc. Și mi-am dat seama că eu în viață n-am avut noroc doar atunci. Am avut noroc de mai multe ori, dar acel noroc pe care l-am avut după aceea a fost de un tip diferit. Și astăzi vreau să vă spun despre tipurile diferite de noroc pe care poți să le ai și cum poți să ai o abordare matematică asupra norocului. Primul tip de noroc este norocul chior. Da? E norocul în care mergi pe stradă, nu știu, găsești 10 lei pe jos, habar n-am, te duci, câștigi la aparate, te-ai născut într-o într familie cu foarte mulți bani, spre exemplu, deși asta poate la un moment dat, poate pentru unii este un ghinion. Dar e norocul ăla pur, în care tu n-ai absolut niciun, niciun, control și n-ai niciun merit pentru că s-a întâmplat treaba respectivă. Este un noroc curat. Dar când vorbim de reușită într-un domeniu, despre pui să reușești, mai poți să ai și alte tipuri de noroc. În momentul în care tu începi să-ți dorești în mod, în mod avid ceva, vrei să reușești în ceva, începi să încerci diferite lucruri, începi să pui foarte multă energie în a încerca să faci diferite combinații. Uite, în cazul meu, la videoclipuri, am încercat o grămadă de chestii. Nu știam în ce direcție mă duc, nu știam ce funcționează și ce nu. Dar atunci începi să te poziționezi pe lângă noroc. Că ai norocul care te găsește pe tine pentru că tu, în mod activ pui atât de multă energie, arunci cu atât de multă energie în univers, în încercarea de a găsi, încât la un moment dat ajungi să-l găsești. Tu nu știi încă cum arată norocul, nu știi să reperezi norocul pe un radar în viață, dar fiindcă ești atât de dinamic, pui atât de multă energie, încerci lucruri noi, schimbi mereu, la un moment dat vei da peste el. Asta e un al doilea tip de noroc. În cazul meu, spre exemplu, am început în 2012 și primii ani n-am avut niște rezultate fantastice. Am, am, început să am o creștere, încă experimentam, încercam foarte multe lucruri. Am avut norocul să se ripească câteva dintre ele. Am avut norocul ca unele din acele videoclipuri pe care le-am făcut să rămână și poate n-au devenit pe moment virale, dar au început să acumuleze în timp mult mai mult decât altele. Eu când le-am făcut, nu m-aș fi gândit niciodată ăsta e videoclipul, ăsta e videoclipul care o să rupă. Însă încercând atât multe lucruri, automat am atras mult mai, mult mai ușor Uh, acest noroc de a, de, a, de a avea acele videoclipuri care să prindă. Trecem la următorul strat de noroc. Atunci când reușești să reperezi norocul, să vezi norocul unde alții nu-l văd. Spre exemplu, dacă în industria noastră, în industria mea, spre exemplu, în industria de media, se întâmplă ceva norocos cu toată industria, ceva care nu e nu e determinat de mine. Eu n-am făcut, nimic, am făcut eu nimic pentru ca industria asta să, în punctul ăsta să explodeze sau să se schimbe ceva radical în ea. Dar dacă eu am observat aia și alții n-au observat-o, dacă eu mi-am format ochiul pentru a depista acel lucru, ei bine, atunci automat avem de a face cu acest al treilea tip de noroc. Norocul pe care tu observi și de care te lipești. Și ultimul tip de noroc pasul final, să spun așa, în această călătorie spre, spre uh, succes, este norocul indirect, îmi place să-i spun. Atunci când tu îți formezi un set de skill-uri, de abilități, încât ești foarte bun la ceva și ești recunoscut că ești bun la acel lucru, și cineva care, uh, care a dat peste noroc te caută pe tine să lucreze împreună cu tine, să-i rezolvi o problemă pentru că ești recunoscut că știi să faci foarte bine un anumit lucru. Hai să vă dau un exemplu, să spunem că ești un scafandru foarte bun, ești cel mai bun scafandru și cineva găsește o comoară pe fundul oceanului, a dat peste noroc sau s-a poziționat și el a rândul pe lângă noroc, a căutat norocul în mod activ, a găsit comoara, te sună pe tine pentru că ești recunoscut ca fiind cel mai bun te rog, dacă vrei să mă ajungi pe mine să extrag această comoară și uite, o să păstrezi, nu știu, jumătate din, din, din această comoară. E un noroc că s-a întâmplat treaba respectivă. Dar tu ai muncit ca să ajungi în punctul în care să ai acele schirsuri și să fii the go-to guy, să fii omul la care să vrei să mergi dacă dai peste un asemenea noroc. În cazul meu, spre exemplu, ca să vă dau și un exemplu personal despre tipurile 3 și 4 de noroc, la tipul 3, spre exemplu, când am făcut trupa Five gang care a fost o chestie foarte importantă în evoluția mea, o, o, ce s-a întâmplat acolo, faptul că am făcut un produs de divertisment pentru copii și tineri atât de mare, ne-a propulsat și ne-a ne făcut să realizăm în un an jumătate, doi, ceea ce am fi putut realiza în cinci. Acolo eu am sesizat această oportunitate, am sesizat că în alte piețe, în Statele Unite și așa mai departe, mergeau foarte bine tipurile de conținut care îmbinau muzica cu, cu, cu vlogging-ul și cu siguranță a fost o, o, o doză de noroc că acest lucru s-a întâmplat și eu eram în poziția perfectă pentru a putea să le fac pe amândouă. Însă faptul că am reușit să observ norocul a fost factorul decisiv. Am reușit să văd că aia este e o, e o chestie care poate să fie o oportunitate pentru mine. Iar în cazul 4, când vorbeam că ai un set de skills-uri și ești căutat în mod activ de alte persoane, eu mi-am dat seama că din activitatea mea de uh, 10 ani în online, am dezvoltat un skill de a putea să fac un brand, de a putea să gândesc un produs cu o strategie de marketing. Mi-am dat seama că pot să fac marketing nu doar pentru mine, ci și pentru alte produse. Că ceea ce eu am învățat în 10 ani din uh, a posta videoclipuri pe YouTube și anume SEO, uh, și anume marketing, și anume ideea de a vinde produse cu numere tău, pot să aplici asta și pentru alte branduri. Și în prezent, spre exemplu, am cofondat un festival de muzică urbană. N-a fost ideea mea să-l fac, dar partenerul meu a venit la mine și mi-a zis și vreau să lucrăm împreună pentru că tu ai aceste skill de marketing și așa mai departe. Și ăla este tot un noroc. Dar nu e la fel ca norocul aciori. Nu e la fel ca atunci când ai merge pe stradă și ai găsi uh, o, pungă cu, o pungă cu banii pe jos. Am ales să vorbesc despre, despre toată treaba asta pentru că mi se pare că adesea norocul are o conotație negativă. E demoralizant să privești lucrurile din perspectiva, oh, ok, el a avut noroc, dar în momentul în care obții perspectiva asta, în care vezi tipurile diferite de noroc, începi să o privești mult mai matematic, să o privești mult mai analitic și începi să vezi cum mă pot poziționa pe lângă noroc. Cum pot să fac încă să îi fie mult mai ușor norocului să dea peste mine. Cum fac să am cele mai mari șanse de reușită? Deodată nu te mai raportezi la el care ceva complet întâmplător și îl cauți în mod activ. Acum, dacă prin sare există uh, uh, pasionați de jocuri de noroc, să nu luați adritărea la asta, adică să ziceți ah trebuie să mă poziționez pe lângă noroc, <gângă> mă, duc să, <gângă> mă duc să mă joc aparate, că dacă joc mai mult, automat o să am mai mult noroc. Nu funcționează așa. Și asta e și partea foarte interesantă. Funcționează perfect în oglindă. Și cu ghinionul e același lucru. E foarte ușor să spui, băi, am avut ghinion. N-a ținut de mine, domnule, am avut ghinion. Dar există ghinionul acurat. curat, băi, am... Na, m-am împiedicat, am căzut, mi-am rupt piciorul. Dar există și ghinionul pe care îl cauți în mod activ. Există și acest tip de ghinion, există și ghinionul pe care îl ai, fiindcă nu ești atent la situațiile ghinioniste din jurul tău. Sau dacă se întâmplă, nu, se întâmplă un ghinion în piața în care ești, în industria în care ești, nu știi să te ferești de el. Deci, la fel cum e cu norocul, e perfect valabil și cu, și cu, uh, cu ghinionul. Deci, uh, cred că genul ăsta de perspectivă, în fond, te poate ajuta mult, mult mai bine să evaluezi riscurile. Pentru că în business, orice faci, presupune un risc. Ok, eu mi-asum riscul de a construi chestia asta de la zero, mi-asum riscul de a face și acest lucru în business. Și atunci, privind-o din punctul ăsta de vedere. E mult mai matematic și nu te arunci niște lucruri în care poate nu, nu, nu e bine să te arunci. Că nu e vorba dacă o să am sau dacă nu o să am noroc. E vorba de cum îmi crești șansele de a avea noroc. În ziua de astăzi, în generația mea, există mai multe oportunități ca oricând. Șansele de a face ceva măreț sunt mai mari ca oricând în ziua de astăzi un copil în dormitorul lui poate să vină cu o idee genială de aplicație, cu o idee genială de, de soft nou, de tehnologie sau o idee genială de conținut pe YouTube, spre exemplu, în, în, în cazul meu, și să o pună în aplicare cu mult mai puține resurse decât erau necesare acum 10 ani. Trăim acum în epoca inteligenței artificiale, cu chatgpt GPT-ul, cu toată nebunia asta, probabil că toți dintre voi știți tot fenomenul care se întâmplă zilnic, apar lucruri noi zilnic, Apar uh, revelații noi, apar uh, aceste domenii și creează tot felul de portițe și oportunități. Însă internetul a mai făcut un lucru. Ne-a făcut să ne comparăm mult mai mult cu ceilalți. Ne-a făcut, ne făcut atunci când intrăm pe Instagram să vedem, ia uite pe au succes pe bandă lor, ia uite cât noroc au, se întâmplă și aia, și aia, și aia, și aia. Și atunci, cumva, foarte mulți dintre noi am început să avem o atitudine în care să zicem, băi, E prea târziu, e prea târziu să mă bag acum în ceva. Uite toată treaba asta cu inteligența artificială și toate oportunitățile care există, ce noroc au avut ăia care s-au apucat acum trei ani de treaba asta, care erau interesați acum trei ani de asta. Până și eu nu, când am venit aici pe scenă, v-am spus, am avut norocul să încep de la o vârstă foarte fragedă. Și asta fiindcă ce vedem noi pe social media, pare că e o cursă continuă în care toți au noroc, 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 succes, 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 pe bandă urantă, oportunități pe bandă urantă, o cursă pe care noi nici n-am început-o și simțim că n-am putea niciodată să ajungem să alergăm în cursa asta cu viteza cu care ei alergă. Dar nu e adevărat. Nu e niciodată prea târziu să intri într-un domeniu. Și nu e niciodată, uh, niciodată, un domeniu nu e prea mare și prea avansat încât să nu-ți oferă o portiță de acces. Este doar vorba despre modul în care te raportezi la norocul respectiv. Pentru că tu când ești la poalele uh, poarele muntelui și te uiți în sus și vezi mamă, ia uite ce au reușit să facă, Poate părea că e o chestie de noroc chiar, dar și tu, dacă începi să te poziționezi pe lângă noroc, dacă începi să-l cauți în mod activ, dacă începi să experimentezi, dacă începi să depui suficient de multă energie, la un moment dat o să ai noroc și nici nu o să știi că ai avut noroc. O să zici, eu am făcut asta cu mâna mea, dar de fapt ce ai făcut, te-ai poziționat pe lângă noroc. Ai încercat în permanență să, să, să faci lucruri și la un moment dat ceva s-a ripit. Undeva ai făcut un pas corect. E imposibil să știi să faci ceva de la zero, pas cu pas, exact cum ar trebui făcut la perfecție. Și întotdeauna văd foarte mulți oameni cu idei bune care niciodată nu se apucă de ele. Sau care spun, ok, ideea asta e foarte bună, dar nu o să pot să fac eu asta niciodată, că n-am aia, n-am aia, n-am aia. Și într-adevăr, atunci când încerci să reușești în ceva, trebuie să o iei pas cu pas. Dacă vii din star cu o idee să faci ceva huge, ceva ce, mai, ceva ce clar îți în afara posibilităților și te focusezi doar acolo și nu te gândești, ok, dar cum poți să-mi desenizi eu pașii către chestia asta, va fi imposibil să ajungi la lucrul respectiv. Dar în momentul în care începi, în care investești energie în a face lucruri mici, dar care reprezintă niște pași înspre direcția aia, automat șansele tare de a avea un lucky break, de a nimeri ceva, de a face ceva să se lipească și de acolo să începi să, să, să urci mult mai alert, șansele astea cresc considerabil. Și de asta am venit astăzi aici, ca să vă spun despre cum puteți avea această perspectivă sănătoasă asupra norocului, despre cum nu trebuie să ignorați componenta asta de noroc, ci să o priviți din punct de vedere matematic și să conștientizați că puteți face foarte multe lucruri pentru a vă crește exponențial șansele de reușită într-un domeniu. Șansele de a avea, așa cum poate vă uitați la alții și considerați, ăștia au avut noroc. Mulțumesc! Seara bună!